După o săptămână de bâlbe și după ce NATO ne-a explicat ce se întâmplă de fapt în Delta, aproape de porturile ucrainene bombardate de ruși, acum e mobilizare în Delta. Armata construiește adăposturi antiaeriene pentru localnicii din Plauru și Chatalkyoi, care locuiesc la graniță, foarte aproape de porturile ucrainene bombardate masiv în ultima vreme. Aceștia sunt foarte aproape și de locul unde au căzut dronele găsite de militari săptămâna trecută, pentru că, din fericire, zona aceea e o zonă pustie, fără localnici. Satul însă este foarte aproape. Și vorbim de 32 de locuitori în Plauru, de 291 de locuitori în Chatalkyoi. Cum NATO ne-a explicat deja ce incidente pot apărea și că incidentele pot apărea oricând, dar nu sunt indicii că atacul rușilor a fost intenționat, acum se iau măsuri pe malul românesc. Despre aceste măsuri vom discuta și vom analiza și imaginile pe care le-am primit din partea telespectatorilor Digi24. Alături de noi, generalul în rezervă Cristian Barbu. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Jurnalistul Digi24 Lili Ruse, mulțumesc că ești cu noi. Bună seara. Și de asemenea, consultantul politic Valeriu Turcan, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara. Mulțumesc. Așteptăm de asemenea o reacție din partea Ministerului Apărării, Constantin Spânu, purtător de cuvânt al MAPN. Avem promisiunea că va intra în legătură directă cu noi și așteptăm de asemenea și o legătură directă de acolo, din Delta. Vorbim de purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, Daniel Năstase, pentru că decizia de a fi amplasate acolo adăposturi a fost luată printr-o decizie, a fost luată vineri, săptămâna trecută. De asta se întâmplă. Dar foarte interesant că noi aflăm asta din imaginile pe care le urmăriți, din imaginile pe care le primim de la telespectatorii Digi24. Veți vedea imediat și câteva imagini interesante. Camioane de armată care așteaptă să treacă cu bacul Dunărea pentru a ajunge la Plauru. Așa am aflat că acolo în zonă vor fi înființate astfel de adăposturi. Domnule general, vă rog, ajutați-ne cu explicația în primul rând. Oricine se uită acum la aceste informații, oricine a găsit informația, prima întrebare se gândește cât de mare este pericolul, de e nevoie de astfel de adăposturi. Din punct de vedere militar, orice situație în care luăm în calcul apariția unei muniții într-o zonă locuită, înseamnă un pericol. Să nu uităm că există situații când muniția respectivă, chiar dacă nu explodează, mă refer la un glonț de 7.62 și iată, zilele trecute a fost găsit undeva tot în această zonă, pe malul drept al Dunării. Și în acel caz este un pericol. Dar atunci când este vorba despre o configurație, cum spunem noi, care poate să explodeze, iată, cazul unei drone, să spunem, sau unei rachete, că n-am trecut de faza în care ar putea să zboare și o serie de rachete prin această parte a lumii, e sigur că există un pericol. Și închei prin a spune că orice muniție de orice fel este, într-adevăr, atunci când nu este mânuită de către specialiști, devine un pericol. Este o situație limită. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, și mergem acolo în județul Tulcea acum, este în legătură directă cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Vrem și câteva explicații. Cum anume s-a ales locul, de ce au fost aduse aceste adăposturi? Exista la un moment dat și varianta în care să fie găsite spații pentru ca oamenii de acolo să fie adăpostiți? Nu s-au găsit aceste locuințe, să le spunem, aceste spații sigure și a fost nevoie de aceste adăposturi? Dați-ne câteva detalii în acest sens. Zona Chatalkyoi, Plauru, Chilia Veche sunt niște zone destul de izolate în delta Dunării, iar locațiile în care acești oameni pot fi adăpostiți sunt foarte puține. La solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și autorităților locale, s-a luat această decizie în cadrul hotărârii, în cadrul Comisiei Naționale. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență dispune Comitetul măsurile. Da, mă uit acum pe decizia luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Există aici o pagină cu instrucțiuni, să spunem, clare, măsuri preventive pentru oamenii din zonă. Ce sunt aceste adăposturi? Au fost ele deja asamblate? Am văzut imaginile, să știți, pe măsură ce stăm de vorbă cu noi, cei de acasă și cei care ne ascultă pot urmări imaginile cu ele. Au fost deja amenajate, e nevoie de o intervenție suplimentară. Cum decurge această intervenție? Acestea, într-adevăr, au fost amenajate de către colegii de la MAPN.
autoritățile locale cumva le au în grijă, iar în cazul în care situația o impune, oamenii se pot adăposti și pot merge în aceste locații. Ați vorbit... Rolul nostru aici... Spuneți, vă rog. Rolul nostru aici și misiunea colegilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență este acela de a informa populația, de a liniști populația și de a înțelege cum trebuie să se comporte în cazul unor anumite situații și în cazul în care primesc anumite mesaje, fie prin sistemul RO Alert, fie prin sistemele de alarmare, avertizare din localitate. Ne puteți da câteva detalii apropo de asta? Vorbiți și de sirene care să fie amplasate acolo în zonă. Ce se întâmplă cu situația în care sunt oameni care nu au rețea, nu au semnal? Au fost colegi de-ai mei acolo în zonă și știu că semnalul e foarte slab. Într-adevăr, s-au luat în calcul toate situațiile în cazul în care mai multe sisteme nu funcționează. În cazul în care rămânem fără sistem GSM la telefon pentru a primi locuitorii din localitate mesaje RO Alert, s-a luat decizia ca aceste mesaje să fie transmise prin sistemele de alarmare. În localitatea Plauru și Chilia Veche sunt sisteme de alarmare, sunt sirene, așa cum le denumiți. Acestea funcționează și sunt capabile să transmită mesajele. În localitatea Ceatalchioi nu există aceste sirene, dar tocmai de aceea misiunea pompierilor este de a fi în zonă și de a informa populația rapid, pentru că aceștia vor primi prin stație din cadrul... din dispecerat, informațiile pe care se le disemineze în localitate. Doar o chestiune, e alături de noi și Valeriu Tulcan, consultant politic, ar vrea să vă adreseze o întrebare, dar eu vreau să mă leg înainte de asta, cu permisiunea dumneavoastră, de imagini puțin, pentru că am vorbit de aceste adăposturi antiaeriene care sunt amenajate. Din datele pe care le-am primit de la Ministerul Apărării, au o înălțime de 1,5 metri. În interior. În interior. Noi, din ce informații ne-au dat colegii apropo de locuitorii de acolo din zonă, vorbim cu precădere de persoane vârstnice. Accesul nu va fi îngreunat de asta, fiind foarte, nu fiind suficient de înalte. Oamenii ar trebui să se aplece, poate chiar să... Mă înțelegeți la... Aceste adăposturi sunt... Este o măsură temporară acestea de posturi, sunt doar ca o măsură temporară. Noi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, împreună cu celelalte arme din cadrul Ministerului de Interne, suntem capabili ca în momentul în care situația impune, dar să nu escaladăm, totul o luăm treptat, să putem să luăm persoanele, de fapt, care ar dori să plece într-un ritm alert și rapid din zonă. Bacul care face legătura între municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu și de acolo Pătlăgeanca, Ceatalchioi, Plauru, va funcționa la solicitarea noastră. De asemenea, și garda de coastă prin poliția de frontieră ne poate ajuta cu autovehicule care să facă acest transport. Dar situația este undeva destul de departe aceasta. Momentan luăm fiecare misiune pas cu pas și în funcție și de situația geopolitică de la graniță și de ceea ce se întâmplă în porturile ucrainiene. În ultimele zile nu au mai fost bombardamente. Lumea, într-adevăr, este puțin speriată, neliniștită, dar prin prezența noastră aici au observat că suntem alături de ei și sunt informați cu ceea ce trebuie să facă și cum trebuie să reacționeze. Vă rog, domnule Turcan. Să luăm un caz ipotetic. Alertarea populației din Plaurul sau din zona respectivă se va face în momentul în care A. O dronă intră în spațiul aerian românesc. Exclus. B. O dronă intră în zona localității Plaurul sau în momentul în care la Ismail există confirmarea unor bombardamente. În ce situație se va face alarmarea populației locale pentru a veni, având în vedere că sunt persoane în vârstă, spre acest adăpost făcut cu mare pompă și într-o regie impresionantă pentru camerele de luat vederi de către DSU? Conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
alarmarea populației și avertizarea acestea se face după ce suntem informați, cum zice hotărârea, de către structurile abilitate, respectiv MAPN sau alte structuri ale statului. Mulțumesc tare mult, domnule Năstase. Va intra în legătură directă imediat purtătorul de cuvânt al MAPN. Îi vom transmite această întrebare neapărat, pentru că se pare MAPN va decide. Dar suntem în legătură directă acum cu primarul comunei Cetălchioi. Bună seara, mulțumesc, domnule primar, că sunteți cu noi. Să rămână, nu prea am semnal. Da. Apropo de nu aveți semnal, aflam acum de faptul că acolo, în zonă, se discută nu doar despre amenajarea acestor adăposturi, dar și despre sirene, de mesagero alert. Dacă nu e semnal, ce se întâmplă? Cât de repede va ajunge avertismentul, alerta la localnici, domnule primar? Noi avem la Cetălchioi o antenă, un releu al poliției de frontieră. Sper să fiu bine auzit și să ne înțeleagă și pe noi că comunitatea locală înseamnă și noi ceva pentru țara asta. Poate să pun acolo un amplificator de semnal să ne retransmită și nouă. Noi am mai spus, noi am mai dat terenul, s-a făcut releul ăla acolo cu promisiunea sau cu... Dacă ne va da și nouă, va acredita un operator care să monteze un amplificator de semnal. Lucru care până acum nu s-a întâmplat. Sper că toate lucrurile astea pot fi rezolvate prin montarea, acreditarea unui operator sau acceptarea unui operator să pună acolo un lighean pe releul ăla și ne transmită și nouă semnalul GSM în comună. Dacă se vrea, se poate. Cât privește comentarii asupra adăpostului, doamnă, răutății ăștia au fost și sunt. E o măsură luată, când a criticat armata, a criticat armata. Acum e o măsură luată acolo, că e înalt, că e bun. Adică să te ascunzi după un copac, după o casă, să cadă pe tine, te duci acolo și te pui. Adăpostul încă nu-i terminat, mai lucrează și mâine cei de la armată, dumnealor se ocupă. Noi am găsit o locație care video e bună și comentarii sunt de ce, nu știu ce facem, nu-i bine. Dacă nu facem, iar e rău. Cum? Eu zic că e un lucru bun și acolo, că e bătrân, că e prea, adică sunt drona, nu le iasă. Să duce acolo, să pune în fund pe asta. Aceea stă, trece pericul și asta este. Cine vrea să duce, cine nu vrea nu să duce, asta este. Sigur ați stat de vorbă cu localnicii orele acestea. Așa cum am putut observa și noi imaginile cu camioanele de armată trecând, le-au văzut și ei. Ce v-au spus? Cum a venit vestea în Cetălchioi? Oameni. Faptul bun e că lucrurile cât de cât încep să fie privite cu mai multă seriozitate. Eu n-am făcut nimic cu acea declarație de acum două luni de zile decât să transmit teroarea în care am trăit noi. Și iar unii comentatori până anumite posturi de televiziune, răutăcioși, de aia nici nu prea mai răspund la telefon. M-a cam deranjat, poate că tonul meu e altul în seara asta față de cum ați cunoscut. E un lucru bun, de ce? E un lucru bun. Acolo sunt în plauri, în medii, mai mult de 40 de persoane, nu sunt. Oamenii au acolo unii de plăcere, unii de nevoie, încă au a doua domiciliu. Oamenii n-au apă potabilă, n-au un drum, n-au ponton care a fost luat să repare și nu l-a mai adus. Nu au un microbus pe ruta Tulcea-Chivia, 70 km, nu există un mijloc de transport auto regulat, drumul e făcut vraiște. Sunt probleme care, dar noi n-am reclamat până acum, locuitorii dâlzi, noi nu am reclamat povestea asta. Pus semnalul, eu zic că e doar răutate, nu că... Și încă o întrebare, în scenariul ipotetic în care apare un asemenea incident, e nevoie de alertarea populației de acolo din zonă. Câți dintre localnici vor auzi semnalul sonor acum? Nu sunt eu în măsură să răspund. Credeți-mă, aici se ocupă... Că ați zis că ați făcut demersuri. Ați cerut amplificatoare, ceva care să vă ajute tocmai pentru ca alerta să ajungă la toți localnicii. Da, dacă ne pune semnalul să rezolvă totul prin alert, se ocupă de alertare... Da, de ce ați făcut această solicitare? Adică care sunt informațiile pe care le aveți? Unde ar fi probleme? Dacă se primite roa alertul și avem în semnal, se poate alarma în timp oamenii. Lili Ruse e alături de noi de asemenea, e jurnalist Digi24 și vrea să vă adresez o întrebare, domnule primar. Domnule primar, bună seara. Nu cred că se pune problema o vreo secundă.
ca cineva să spună că localnicii nu au dreptul să fie apărați. Nu există, este datoria statului român să-și apere cetățenii și dacă ar fi vorba despre un singur locuitor, și acela trebuie protejat. Eu aș vrea să vă întreb, când au aflat oamenii din localitatea dumneavoastră că vor fi construite aceste adăposturi? S-au trezit direct cu materialele, cu toate aceste camioane, cu toate aceste dispozitive venite în sat, s-au speriat sau o știu dinainte? Le-ați comunicat dinainte? Oameni buni, se va construi un adăpost, acolo vom intra dacă va fi cazul. Lucrările sunt făcute de armată cu inspectoratul pentru situații de urgență. Noi doar am stabilit locațiile și mâine serind. Oamenii au știut. Lucrările astea sunt făcute ca urmare a comandamentului, deciziei luate în Comandamentul Național cu situații de urgență. Și mai am o întrebare. Vă simțiți în siguranță după instalarea acestor adăposturi? Mai era o declarație pe care a făcut-o reprezentantul ISU mai devreme aici la noi. Spunea că în caz de nevoie bacul va funcționa ca mijloc de transport pentru a salva localnicii. E suficient? Vi se pare că e în regulă ca în, Doamne ferește, situația unui pericol localnicii să fie transportați cu bacul? Pentru că mie mi se pare, localnicii nu, s-a înțeles puțin greșit. Localnicii nu sunt transportați cu bacul. Localnicii vor fi, adică bar traversat, adică tunărea cu bacul. Atât, ei pe terestru vor veni cu mașinile, pe drumul bun, rău, vom veni auto la Tulcea. Dar problema poate să fie și în Sărceni, în Ceata Chioi. Dacă ferească Dumnezeu, se întâmplă să mai cadă o dronă, două, sau eu știu, vâjii, ce se întâmplă, aia e măsură de precauție pusă acolo, care e binevenită. Mulțumesc, domnule primar. Dacă puteți rămâne în direct cu noi, vă rog, că e în continuare alături de noi și generalul în rezervă, domnul Barbu. Dar înainte, Constantin Spânu, purtător de cuvânt al MAPN, e în direct cu noi și aș vrea câteva răspunsuri apropo de această mobilizare în Delta. Bună seara, domnule Spână. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun. Două adăposturi pe care le-am putut vedea în imagini, dar despre care până la acest moment Ministerul Apărării nu ne-a spus mare lucru. De ce așa? Săptămâna trecută vorbeam despre o succesiune de declarații cel puțin nefericite, pentru ca într-un final să ajungem la concluzia ucrainenilor, că au căzut bucăți de dronă la noi, că se fac verificări, așteptăm câteva detalii și din partea dumneavoastră pe acest subiect apropo de verificări, dar acum de aceste adăposturi. Vă mărturisesc că nu am înțeles exact natura întrebării, dar pot să vă spun că măsurile acestea au fost anunțate încă de vineri prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care la punctul 3 face referire expresă la sarcina trasată Ministerului Apărării Naționale pentru găsirea de soluții de a instala adăposturi pentru protecția populației în localitățile Ceata Alchioi și Plauru. Lucrul acesta s-a implementat prin discuții și prin cooperare cu consiliile județene pentru situații de urgență și cu autoritățile, cu Consiliul Județean Tulcea și cu autoritățile comunei Ceata Alchioi. Așa cum l-am auzit și pe domnul primar, sunt prin telefon, nu vă pot vedea la acest moment. Lucrurile au fost într-o logică de dezvoltare de vineri după apariția acestui, după emiterea acestei hotărâri. Astăzi am fost în măsură să organizăm transportul materialelor și să ne apucăm efectiv de lucru. La acest moment, cele două adăposturi despre care am emis o informație de presă astăzi sunt pe locație, urmează lucrările de amenajare care sunt cerute de standarde pentru aceste situații, astfel încât să le putem preda autorităților locale până cel târziu joi. Vor mai fi și alte astfel de adăposturi amenajate acolo sau în alte zone? Hotărârea prevede că în situația în care comitetele județene pentru situații de urgență vor identifica nevoi suplimentare și în alte localități și în alte comunități, sigur, să noi vom putea să intervenim și să facem amenajări asemănătoare. Cum va funcționa avertizarea cetățenilor de acolo din zonă, localnicilor?
Din nou fac referire la hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care prevede o procedură din partea Ministerului Apărării Naționale de a informa sistemul de situații de urgență, care stabilește proceduri și felul în care va alerta populația prin mijloacele și soluțiile tehnologice, inclusiv RoAlert, pe care le vor decide în funcție de situația din teren. Cine stabilește că este o situație care trebuie alert, în urma căreia trebuie alertați localnicii? MAPN sau ISU? MAPN informează cu promptitudine ori de câte ori sesizează iminența unui atac asupra infrastructurii portuare ucrainiene. Deci alerta pleacă de la Ministerul Apărării, în primul rând. Este corect. Apoi? Absolut de acord. Apoi alerta este transmisă Sistemului Național pentru Situații de Urgență, care prin procedurile pe care le-au stabilit prin comitetele județene pentru situații de urgență, pun în aplicare, în funcție de nevoie și de situație, aceste proceduri de alertare. Câteva date despre aceste adăposturi ne puteți da? Tehnice, ce capacitate de adăpost au pentru câte persoane? Sunt construite din elemente prefabricate din beton, au o suprafață interioară de aproximativ 20 de metri pătrați, 9,6 metri lungime, 2 metri lățime la interior și 1,5 metri înălțime. Deci sunt două astfel de adăposturi. Felul în care ele vor fi utilizate, procedura prin care cetățenii vor fi înștiințați și modul în care vor accesa aceste adăposturi urmează a fi stabilite, așa cum spunea și domnul primar, prin cooperarea dintre autoritățile locale și comitetele județene pentru situații de urgență. Și când se dă alerta? Când avem o situație similară cu cele de săptămâna trecută, cu o dronă care explodează probabil nu pe teritoriul românesc, dar ajung bucăți pe teritoriul românesc, când explodează pe teritoriul românesc, adică ne puteți ajuta apropo de asta? Când se dă alerta? Eu vă pot explica din punctul nostru de vedere. Nu știu dacă putem să parcurgem acum întreaga procedură care va fi stabilită de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ceea ce vă pot spune este că ori de câte ori va exista o iminență, vom detecta iminența unor atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene, noi vom alerta autoritățile care menegeriază sistemul de urgențe civile cu date cât mai concrete acolo unde ne arată datele pe care le avem, că ar putea să fie proximitățile, comunitățile românești în proximitatea atacurilor executate. Deci lucrurile acestea vor fi stabilite la modul cel mai concret și cetățenii vor avea acces la informații în funcție de situația concretă. Mulțumesc, domnule Spânu. Domnule primar, mulțumesc că ați rămas cu noi. Generalul în rezervă, domnule Barbu, voia să vă adreseze o întrebare. Da. Bună seara, domnul primar, mă bucur că vă aud și în această seară am mai progresat un pic. Vă rog să-mi spuneți, față de Dunăre, la ce distanță ați hotărât să amplasați aceste, haideți să le zicem, refugii și nu adăposturi neapărat? Nu știu exact distanța, 100 și ceva de metri să zic, dar sunt două linii de locuințe acolo și e în centru, aproape de strada de mijloc. Am înțeles că aceasta era cea de-a doua întrebare, ținând cont că de obicei noaptea se pot da astfel de alarme, dacă oamenii au posibilitatea în mijlocul nopții, miezul nopții, să ajungă la aceste refugii fără să se pună în pericol din alte puncte de vedere. Deci se poate. Eu zic că da, în măsura în care, mă rog, fiecare, adică sunt poate anumite riscuri acolo, dar avem iluminatul public care funcționează, e în apropiere de rețeaua de iluminat public, eu zic că e destul de larg și condiția am avut și în funcție de situația din teren e destul de bine. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Ne mutăm atenția aici în platou. Haideți să analizăm răspunsurile primite până în acest moment, domnule Turcan. Autoritățile trebuie să arate că fac în cele din urmă ceva după ce zile întregi au fost criticate pentru lipsă de transparență și lipsă de acțiune. Totuși, această scenografie bine regizată de către DSU cu convoaiele care traversează Dunărea cu pacul și ajung, se întâmplă după ce foarte mulți oameni s-au pus legitim întrebarea. Am știut? Dacă am știut, de ce n-am informat?
au fost românii în pericol și de ce n-a existat nicio acțiune până în acest moment. Este o soluție menită să apere autoritățile în fața nemulțumirii publice. Aceasta este astăzi situația la care noi suntem martori. Desigur, sunt foarte multe detalii pe care noi nu le cunoaștem, pe care poate le vom afla la un anumit moment. Dar putem să ne dăm seama și din discuția pe care ați moderat-o mai devreme în studio, că nu toate detaliile par a fi finalizate. Adică este o situație într-o anumită dinamică și normal să fie așa, și armata când va afla, va informa DSU și DSU va decide ce e de făcut. Acum, în Plauru sunt două străzi, Salcâmilor și Plopilor. Sunt vreo 30-40 de persoane. Dacă ele vor simți nevoia să meargă spre aceste adăposturi, o vor face. Dar rămâne întrebarea. Au fost două drone care au explodat la impact cu solul pe teritoriul respectivei localități. Puteau români să moară atunci? Da. De ce n-a știut nimeni? Deci soluția de astăzi este una de cosmetizare după o criză de imagine publică. Eu nu pot să înțeleg de ce o instituție pe care o cunosc, cu oameni atât de educați și atât bine pregătiți precum Ministerul Apărării Naționale, a avut o comunicare atât de slabă într-un caz care merita implicarea în forța Ministerului Apărării Naționale. Și am să explic de ce. Poate pentru structurile închise, militare, nevoia aceasta de transparență publică nu este principala nevoie în oricare zi a săptămânii. Dar pentru relația de încredere dintre o instituție ca Armata României și poporul român, este important ca românii să știe că pericolul este real. Noi acum un an, doi, eufemizam sau prezentam public la un mod foarte ambigu întâlnirile avioanelor de vânătoare românești la limita spațiului aerian deasupra Mării Negre. Spuneau oficialii Ministerului Apărării și ne-am întâlnit cu avioane dintr-un alt stat. În vreme ce britanicii, finlandezii, americanii spuneau de fiecare dată, da, au venit la interceptare două avioane Sukhoi ale Federației Ruse. Prezentau chiar probe video, chiar din Marea Neagră, când distrugătoare sau diverse nave americane erau înconjurate de avioane de vânătoare rusești. Este important pentru această relație de încredere ca oamenii să știe că pericolul rus la adresa României este unul real. Nu că România face cumva vreun joc al Occidentului, că încearcă să implementeze o politică pe care îl dictează alții. Nu, ci pentru că este în interesul nostru național să sprijinim Ucraina și că pericolul rus la adresa României este unul cât se poate de concret. Nimeni n-a întrebat Ministerul Apărării Naționale în toți acești ani pentru ce e nevoie de X miliarde pentru rachete, X miliarde pentru tancuri, X miliarde pentru submarine și așa mai departe. Nimeni n-a întrebat. Toată lumea a plecat de la premiza că este o nevoie de înzestrare reală. Și este. Noi nu suntem într-o cursă a înarmărilor, ci acoperim niște goluri pe care în 30 ceva de ani nu le-am acoperit niciodată. Deci nevoia este reală. Dar societatea dă un cec în alb. Pentru acest cec în alb, societatea trebuie să știe că pericolul este unul concret. Pentru că în toate cotloanele internetului, dincolo de studiourile de televiziune, unde dezbaterea, să spunem, este dusă de oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți, educați din zona de specialitate, cum este domnul general, și unde situația este ținută, să spunem, în parametrii normali ai unei dezbatere publice. Dar în cotloanele internetului, românii sunt ținte ale dezinformării. Că de fapt sunt interese economice în sprijinirea Ucrainei, că de fapt noi nu ne respectăm un interes și cădem la mijloc într-un război al marilor puteri, ceea ce este complet fals. Ori, în speța Plaurului era vorba ca Ministerul Apărării Naționale să indice pericolul. Da, două drone de fabricație rusească au căzut și noi astăzi ar fi trebuit să știm ce s-a întâmplat. De ce? Pericolul este real. Ori,
Ministerul Apărării Naționale trebuie să iasă din această politică extrem de prudentă și ați văzut primele explicații publice. Au sunat cam așa. Prima dată au fost mai discret niște reprezentanți ai noștri. De ce trebuie să mă duc discret pe teritoriul național? De ce nu mă duc, de exemplu, cu girofarul pe teritoriul național? Și am să merg și spre concluzie. Pentru că de la început și până în acest moment, consemnul este ca România să fie extrem de precaută. Ori precauția aceasta a ajuns într-un punct nesustenabil. Adică chiar și astăzi la dumneavoastră, într-o emisiune, cineva spunea și-au căzut pe teritoriul comunei drone care au fost folosite în conflictul din Ucraina. Ce exprimare care îndulcește realitatea? De ce nu spunem că erau drone rusești? Pentru că oamenii, Ministerul Apărării Naționale în acest moment n-au spus cu subiectul pentru că oamenii trebuie să știe că pericolul rus la adresa României este unul cât se poate de real. Și ne lovim de el în Marea Neagră, în Delta Dunării, în Republica Moldova și așa mai departe. Aceasta este poziția mea și cred că românii, tocmai pentru a proteja această relație de încredere între cetățeni și Ministerul Apărării Naționale și Armata, este o instituție foarte importantă în această țară. Mi se pare important ca Ministerul Apărării Naționale să fie proactiv când e cazul să meargă cu girofarul pentru că era un pericol la adresa unor cetățeni români și nu, să fie nu subtil cu structuri de informații și un lucru mai vreau să trebuie spun. Să luăm o scurtă pauză. Continuăm discuția, Lili, vrem și opinia ta, domnule general, de asemenea. Continuăm discuția și după publicitate. Dar trebuie neapărat să o luăm acum. Revenim. Analizăm în continuare imaginile care au fost trimise astăzi de telespectatorii Digi24, că așa am aflat că se montează adăposturi antiaeriene, refugii, dacă vreți, în localitățile Plaurul și Ceatalchioi, în Delta, iar informațiile care au venit ulterior sunt că sunt măsuri de prevenție. Am asistat la câteva răspunsuri din partea autorităților. Lili, cum îți pare întreg demersul? Am ascultat cu mare atenție analiza făcută de Valeriu Turcan. Îi dau dreptate parțial, am avut o discuție și în pauză, însă eu m-aș lega mai mult, pentru că aici domnul general e expert și ne poate explica mai bine din punct de vedere militar, dar eu m-aș lega mai mult de felul în care au comunicat. Comunicarea de când a apărut acest incident a fost un dezastru, de la cap la coadă. În primul rând, bâlbele incredibile de la președintele României, la ministrul apărării și așa mai departe. Iar apoi informația de astăzi. L-am ascultat pe domnul colonel Spânu și spunea, am comunicat. Domnul general. General, iertați-mă. Îl știu de când era colonel și am mă bucur pentru domnia sa. Spunea domnul general Spânu faptul că a comunicat MAPN. Când a comunicat MAPN în legătură cu amplasarea acestor adăposturi? După ce informația a fost dată de Digi în exclusivitate. Nu poți să vii să spui că ai comunicat în condițiile în care presa îți face ție treaba. Ce pot înțelege oamenii când văd că lucrurile se desfășoară într-un așa mare secret? Primul lucru care îți vine în minte este se întâmplă ceva foarte grav. Dacă nu vorbesc cu oamenii ăștia, e clar că se întâmplă ceva foarte grav și totul se derulează în mare, mare secret. Ce să vezi? Trăim totuși într-un secol destul de avansat din punct de vedere tehnologic. Și măcar nu presa i-a surprins, ci oamenii de acolo. Pentru că văzând camioane de armată care stau să urce pe bac, asta nu e imagine pe care să treci și să nu te întrebi ce e acolo. Și făcea referire Valeriu Turcan foarte bine la faptul că românii sunt ținta propagandei. Așa este. Și nu numai românii, propaganda rusă își face treaba de foarte mulți ani. Unde găsești o breșă, acolo lovește. În condițiile în care știi că propaganda rusă trăiește și înflorește sădind neîncredere, tu ca stat trebuie să faci orice, absolut orice, să parcurgi procesul invers. În speță, să clădești încrederea publicului în tine, în instituția pe care o reprezinți, să dai în permanență senzația că cetățeanul este protejat și apărat. Da, e nevoie de înzestrare, așa este. Valeriu avea dreptate, dar nu e chiar un cec în alb. Autoritățile sunt obligate să dea socoteală pentru fiecare ban pe care îl cheltuiesc. Sigur, e nevoie, din nou îți dau dreptate, este nevoie să avem o armată modernă. Însă este nevoie ca tu, stat român, să comunici în permanență ce faci, de ce cumperi
submarine, de ce cumpere avioane, pentru că, într-adevăr, războiul este la graniță. Oricât am vrea să îndulcim această imagine, războiul este la granița cu noi. Ce spui, nu adică, facem decât... Scuze, adică e nevoie și de un om modern, numai de aparatură. Da, e nevoie și de un om modern, în gândire. Când vă gândiți la un om modern, vă gândiți la ministrul apărării? Vă gândiți la tot ce înseamnă ministerul apărării? Definiți puțin. Ajutați. Mă gândesc la tinerii care vin din urmă și care cred că sunt un pic altfel clădiți decât noi, cei în care... În primul rând își pun mai multe întrebări. Își pun întrebări, caută și răspunsuri. Caută și răspunsuri. Și exact. Încearcă să fie în ritmul societății. S-ar putea ca unii dintre noi să nu mai fim, să nu mai rezonăm atât de bine cu societatea aceasta pe care o trăim acum. Dar imaginile pe care le-ați urmărit, vă par o încropeală, vă par o acțiune militară? Este o soluție temporară. De aceea am întrebat unde sunt puse și cum sunt amplasate. Venea să vă întreb dacă e și un exercițiu de PR, pentru că la cum s-au derulat ultimele zile... Nu știu dacă e neapărat un exercițiu de PR. Aici specialiștii în PR pot spune. Eu pot să spun că din punctul de vedere militar asigură o protecție, să zicem, destul de ridicată, în condițiile în care, sigur că omul trebuie să stea acolo mai mult pe jos decât în picioare, că n-are cum să stea în picioare totuși la 1,5 metri, asta este. Dar sigur că vor mai trebui făcute unele amenajări acolo și până la urmă... La ce vă gândiți? Bun, am întrebat distanța, revin la această chestiune, oricând o dronă la 150 de metri, 200 de metri de Dunăre poate să ajungă, aceste elemente construite acum pe lateral nu au niciun fel de protecție, dacă sunt acolo 7, 8, 10 oameni și o dronă, din păcate, Doamne, să nu avem așa ceva, Doamne ferește, vine pe lateral aceasta, toți oamenii de acolo sunt expuși. N-avem cum să de nu vă întrebăm de ce s-a întâmplat. Stăți un pic, Manca. Cum adică sunt doar acoperișuri până și până acum, atât? Da, de aceea am spus că mai trebuie dusă mai departe lucrurile, da. Adică aici în față, pe cele două laterale, trebuie să făcute niște șicane, nu se fac uși, se fac niște șicane de intrare și de ieșire, astfel încât dacă, Doamne ferește, se întâmplă, exact ce arătați dumneavoastră acum, pic o dronă acolo, că la 200 de metri de Dunăre am mai văzut că a picat. Și la 10 metri dacă va pica de adăpost, oamenii din acel adăpost sunt toți. Din informațiile pe care le-am primit, nu sunt finalizate lucrările. Acum exact, aici am spus că nu sunt finalizate. Să sperăm că asta se întâmplă. Da. Știu că e nevoie adică de o trebuie consolidate și aranjate 360 de grade. Încât să nu punem în pericol chiar pe cei care au ajuns în aceste refugii. De aceea n-ai și spus refugiu deocamdată. Uh-huh. La importanța comunicării. Hai să ne imaginăm pe acest fond de lipsă de comunicare că oamenii în Tulcea văd camioanele armate încărcate cu aceste bucăți de ciment. Nu te poți gândi pe fondul lipsei de comunicare decât că situația urmează să se agraveze. De aceea există deși un principiu în astfel de situații, să fii proactiv, adică nu lăsa loc de speculații, nu cu informații pe surse, cu un singur centru de comandă, nu e vreo, să spunem, sunt lucruri mult mai complicate în zona militară decât comunicarea. Dar în această situație, eu cred că ar fi nevoie, cum le place militarilor, de o nouă concepție de comunicare, dacă putem spune așa. Și vreau să mai fac niște precizări. Lipsa de comunicare pe noi ne-a costat poate 10 de milioane de euro în această vară. Eu știu oameni care nu s-au dus la mare de teama holerei din apa Mării Negre și știu foarte mulți oameni care nu s-au mai dus la pescuit în delta Dunării de teama atacurilor din Ucraina. De aceea a fost un semnal că președintele Iohannis s-a dus acolo pentru a arăta că este o zonă sigură, că oamenii pot să meargă să-și facă vacanțele. Dar lipsa de comunicare în situația acestui conflict pe noi ca țară, din punct de vedere economic, pentru afacerile din Tulcea sau pentru afacerile din Dobrogea în sens mai larg, a însemnat o problemă. Eu cred că operatorii în turism au resimțit lipsa unei intervenții mai clare, mai concise, mai precise. Să fie foarte limpede și pentru cei de acasă, statului. Noi solicitarea către Ministerul Apărării am făcut-o. Ministrul Apărării să intre în direct, să ne dea lămuriri sau să iasă într-o conferință de presă. Nu l-am văzut pe ministru. Probabil că domnul ministru e mai timid, cred că domnul ministru. O româncă... Nu, dar așa trebuie la cel mai înalt nivel, nu trebuie speriat și o targă de acolo să ne lămurească.
Adică să ne lămurească de la cel mai înalt nivel. Da. Și cu autoritate. Sigur, autoritate. O româncă a fost probabil cel mai bun purtător de cuvânt al NATO, Oana Lungescu. A plecat de la NATO, de la Bruxelles, acum vreo 2 săptămâni. Poate ar merita un transfer de expertiză? Este româncă, a fost purtătoarea de cuvânt al secretarului general al NATO? Poate merită întrebată? Există expertiză? De ce nu? Sigur. Există structuri de comunicare și domnul general poate confirma sau infirma la toate armele, la toate comandamentele, în toate structurile militare din România. Problema este că pentru a putea comunica ceva, probabil ai nevoie de 20 de semnături pe o foaie de hârtie, cu termene foarte lungi și așa mai departe. După cum vedem, dezinformarea și această contagiune și neliniște în rândul populației se transformă extrem de rapid. Trebuie să fie o altă viteză de reacție. Bun. De ce tace toată lumea în momentul ăsta? De la președinte la ministrul al apărării, coaliția de asemenea, eu n-am văzut mesaje de liniștire. Nu putem spune că e tac, dar se pregătește lumea merge în chestiunea ucraineană. Adică toată această neîncredere poate duce înspre o demisie, înspre un scandal politic? Nu cred că ajungem la așa ceva. Rămânem aici, ne uităm la televizor. Este o politică oficială asumată de statul român să mergem pe vârfuri. Numai că eu cred că această politică este determinată de nevoia de a obține informații și de a controla informativ, nu știu, poate o zonă geografică sau ce se întâmplă acum la frontierele României din perspectiva intereselor statului român. Dar își atinge limitele. Există îngrijorare în rândul opiniei publice care produce o neîncredere în instituții și poate duce pe de altă parte inclusiv la consecințe negative în plan economic. Pentru că e o zonă de conflict, este o contaminare inerentă a Dobrogei, a Deltei Dunării și așa mai departe. Ce spui tu, Valeriu, presupune o gândire închegată a tuturor responsabilor de la nivelul... O concepție există. O concepție undeva există. Ea? În afară de România tace și face, eu nu am auzit nimic la nivelul statului român. Ceva care să-mi arate că România merge într-o direcție și o direcție asumată. Da. Și aici nu mai ține doar de relația cu partenerii occidentali. A început să ține, exact cum ai spus, de relația directă cu cetățeanul. Pentru că în condițiile în care... Știi de ce tac? Pentru că e foarte ușor. E cel mai ușor să taci. În momentul în care taci, nu greșești. Că uite, președintele Klaus Iohannis ne-a dat asigurări că teritoriul României este safe 100%. O zi mai târziu, spunându-ne că lucrurile au devenit fluide, nu știu de ce, a fost nevoit să recunoască faptul că drona a căzut într-adevăr pe teritoriul României. Și în condițiile în care taci, nu poți să greșești. Însă este extrem de riscant să faci acest lucru pentru că a venit momentul în care războiul a adus cumva efecte practice pe teritoriul țării. Există și este normal să fie așa o temere firească a oamenilor care locuiesc în zonă. Nu ai cum. Oricât de protejat te-ai simți, pericolul există. Autoritățile române nu doar că trebuie să liniștească populația de acolo, trebuie să împiedice panica să se răspândească și mai și departe. Și să fie prezent acolo. Cum poți oamenii să faci asta? Vadă cum se întâmplă într-o zonă considerată de risc? Ce ar trebui să se întâmple? Ca să nu vorbim de perimetre și să cădem în derizoriu, că pur și simplu delimitarea unei zone care nu sunt localnici, pentru că malul acela și locul în care au căzut acele bucăți de drone, e evident că nu e un pericol pentru cetățeni. N-a fost acum un pericol. N-a fost acum, aici voi înțelege. Sigur. Ce trebuie să se întâmple? Aceasta a fost norocul, dacă vreți. Așa. Dar uneori există și ghinion. Și ca să nu trecem la ideea asta teoretică. Dar e asta o supoziție greșită că ar trebui să fie mai prezenți acolo mișcarea apărării? Nu, este perfect corect. Și eu am spus chiar în emisiunea noastră la un moment dat că oamenii de acolo trebuie să înțeleagă următorul lucru. Că sunt protejați, dar real protejați și nu din vorbe. Că li se poate asigura în orice moment o intervenție de ordin medical sau chiar de a stinge în un incendiu. Sau orice ar putea să se întâmple într-o astfel de situație în urma unei drone care explodează sau unei rachete care explodează. Că încă o dată spun, noi am văzut o serie de elemente, dar acestea se pot duce un an, doi, trei, nimeni nu știe, în toate direcțiile, din punctul acesta de vedere. De aceea, dacă tot ne-am apucat acum să gândim un plan, el trebuie făcut anticipativ și nu reactiv ca în situația de față. În situația de față ne-am trezit cu discuțiile acestea,
primarul de acolo, oamenii de acolo au spus de 100 de ori, măi, vedeți că au trecut pe deasupra noastră, vedeți că ne-a picat drona mai încolo un pic de curte. Și lumea a tăcut. Deci a fost ceva extrem de pasiv. Dacă tot am început să facem un lucru, hai să-l facem clar, deschis, la vedere, să explicăm de ce și să fie și anticipativ. Adică să vin în, să zicem, sprijinul lor și pentru ce ar putea să se întâmple, Doamne ferește. Nu întâi să se întâmple și există apoi să acționăm. Există o țară care trăiește cu fenomenul atacurilor cu drone și cu rachete de foarte mulți ani, Israelul. Sigur. Sunt ferm convins că există bune practici și nu alertează populația în momentul în care racheta este deasupra Tel Avivului. Sigur. Nu? Există o prealertare. Se întâmplă o procedură foarte bine pusă la punct. Poate un transfer de expertiză. Nu suntem în situația respectivă, dar mă refer la comunicarea autorităților cu opinia publică într-o situație de acest tip. Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Vreau să le mutăm acum atenția și înspre întâlnirea dintre Putin-Kim. Sunt imagini pe care le-am urmărit astăzi. Cât de solidă este, de exemplu, această frăție nucleară ruso-nordcoreană? E o întrebare la care aștept analiza invitaților noștri. Așteptați-ne, revenim de la fix. Înainte de a se vedea cu Kim Jong-un, Putin mai face o nouă amenințare, una nucleară la propriu. Susține că este provocat să atace centralele atomice ucrainene. Și arată cu degetul înspre britanici de această dată. Susține că la forumul economic de la Vladivostok, susține că Marea Britanie antrenează un grup de forțe speciale ucrainene care deja au încercat să atace o instalație atomică rusă și susține că afirmația sa este adevărul complet, absolut, de cristal. Acestea au fost cuvintele sale. Apoi se întreabă retoric, încearcă ei să ne provoce să ripostăm împotriva centralelor atomice ucrainene? Cât de solidă este frăția nucleară ruso-nordcoreană și ce ajutor va primi Putin din partea Chinei? Acestea sunt întrebările pe care le analizăm la această oră. În continuare, alături de noi, Lili Ruse, jurnalist Digi24, Cristian Barbu, general în rezervă, consultantul politic Valeriu Turcan și ni se alătură George Scutaru, director general al New Strategy Center. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi! Bună seara, vă salut! Imaginile le-am urmărit cu toții, cum liderul nord-corean coboară din trenul său blindat. Vorbim de o întâlnire între Kim și Putin ca fiind un comerț pentru războiul și pentru războiul din Ucraina, de fapt. Cât de mare este pericolul, cât de mare e alerta, cum ați decriptat dumneavoastră întâlnirea? Rusia devine un stat paria și vom vedea o creștere a colaborării în plan militar între Coreea de Nord și un alt stat paria, Iranul. Rusia are ce să livreze celor două state. Există un program nuclear pe care Occidentul a încercat prin diverse mijloace să le încetinească. Din păcate, fără un succes total. Rusia poate să le mai furnizeze ajutor în ceea ce privește vectorii de purtare a unor cărcături nucleare, mă refer la sistemul de rachete, Rusia fiind avansată în acest domeniu. Deci Rusia are ce să ofere, atât Iranului, cât și Coreei de Nord. Și vedem foarte bine, inclusiv pe pielea noastră, că și Iranul are ce să livreze Rusiei, și mă refer în primul rând la rachetele, la dronele Shahed, la muniție, așa cum va oferi și Coreea de Nord. Cel mai probabil, chiar dacă vorbim de muniție de generații mai veche, Rusia se bazează pe cantitate și nu neapărat pe calitate. Atunci are nevoie, ținând cont de folosirea intensă a artileriei, de o cantitate însemnată de muniție și nu mai contează de unde vine, dacă vine din Coreea de Nord, dacă vine din Iran. Deci pentru Rusia și inclusiv aceste discuții care au loc, dacă este să analizăm, ne arată că Rusia se pregătește, să spunem, pentru un război mai de lungă durată. N-ar avea rost asemenea discuții și discuțiile care au la bază, de fapt, livrarea de armament, dacă Putin ar fi decis să oprească războiul și să accepte, să spunem, o soluție diplomatică sau să-și retragă trupele în următoarea lună sau două. Deci atunci, inclusiv pornind de la aceste imagini pe care dumneavoastră le puneți pe ecran, ar trebui să ne pregătim pentru un război care să dureze, dincolo de faptul că niciunul din cei doi beligeranți nu manifestă intenția, să spunem, spre o soluție negociată. Și dacă este să ne întoarcem la ceea ce ne interesează direct pe noi, ar trebui să ne mai așteptăm că infrastructura portuară ucraineană la Marea Neagră și la Dunăre va fi în continuare bombardată. Obiectivul politic al Rusiei de a distruge Ucraina rămâne și nu poate, nu poate să distrugi Ucraina decât dacă o sufoci economic.
În acest moment, 45% din veniturile Ucrainei din export vin din exportul de cereale. Este fundamental pentru Rusia, pentru a sufoca economic Ucraina, să continue aceste campanii de bombardamente și o campanie cinică, criminală. Rusia dorind, de fapt, să-și înlocuiască Ucraina de pe piețele mondiale. Conform estimărilor occidentale, Rusia va avea o recoltă bună anul acesta, undeva vreo 85 de milioane de tone și vreo 50 de milioane de tone pentru export. Deci ar putea să depășească capacitatea de export a Ucrainei. Asta este miza acestor bombardamente pe care le vedem și care ne-ar putea afecta. Și fac o singură paranteză și îmi permiteți. Duminică m-am întors de la Kiev. Am trăit pe pielea mea ce înseamnă alarma aeriană. Am văzut, există o aplicație care îți arată la ucraineni de câte ori, să spunem, într-o zi, sunt aceste alarme aeriane. De exemplu, astăzi în regiunea Odessa au fost 3 alarme aeriane în timpul zilei. Nu este atât de important, sau este la fel de important, pardon, nu doar să creezi aceste adăposturi, ci să ai un sistem de alertare. Și întrebarea este când acești cetățeni români vor intra în aceste adăposturi. Când sună alarma la Izmail, vorbim de drone. Dronele acestea zboară la o distanță redusă. 300-400 de metri sunt setate în acest fel tocmai pentru a nu fi detectate de radar. Ele sunt detectate de alarmele aeriene ucrainene, fiindcă sunt posturi de observații. Este fundamental să existe un schimb de informații între Ucraina și România pentru a fi anunțați când vin aceste drone care s-ar putea să nu fie descoperite de radar. Apropo de mecanismele care se vor pune în practică, când se declanșează o alarmă în Ucraina, vă dau un exemplu. Sunt avioanele MiG-31 care pot să poarte rachete Kinjal. Când se ridică de la sol, automat este alarmă în toată țara, fiindcă nu știu unde vor veni aceste rachete. Deci poate ar trebui să existe un schimb de informații cu ucrainenii, un schimb de informații cu NATO, care există în mod real, pentru a vedea cât de eficienți suntem. Și populația să existe niște exerciții de alarmare. Nu ne putem baza că dacă sună alarma la 3 noaptea, Nea Ion, care stă la jumătate de kilometru în capul satului, va reacționa cum trebuie. Și mai avem și o altă localitate. Miercuri seara, de exemplu, a fost atacată Chilia, localitatea ucraineană, pe celălalt mal. Distanța între Chilia veche în România și Chilia din Ucraina este doar de un kilometru. Uitați-vă, sunt niște imagini care circulă în spațiu public să vedeți apropierea. Poate ar trebui să ne gândim câte alte localități mai pot fi în situația localității Plaur și cum ar trebui să reacționăm preventiv, să nu ne trezim că va mai cădea Doamne ferește, o dronă și la Chilia și după aceea să ne trezim că toți demnitarii noștri vor merge acolo, vor mai fi instalate astfel de sisteme. Deci ar trebui să fim, cum spunea înainte de a da pauza, domnul Turcan, nu reactiv, ci proactiv și să încercăm să găsim soluții. Și fiindcă vor mai fi asemenea crize, rușii vor bombarda infrastructura portuară, ne vom mai confrunta cu asemenea situații, nu va fi nici prima, nici ultima. Și este păcat ca încrederea într-o instituție, cum este armata, să fie știrbită, de asemenea, să spunem, gafe de comunicare și asemenea episoade care au fost create. Rămânem cu ideea că va fi un război lung, e un război care nu se va încheia prea curând și în continuare Rusia are resurse. Ce poate obține Putin de la Kim Jong-un? Tot ceea ce poate să ofere Kim Jong-un în acest moment înseamnă o cantitate destul de importantă de muniții. Poate să ofere și ceva rachete operativ-tactice. Periculoasă ideea. Vorbim despre lucruri care distrug, care fac război în continuare. Nu discutăm despre lucruri prea pașnice. Poate să ofere iarăși o cantitate mare de mine, unele antitank, altele antipersonal. Să nu uităm că au produs și bombe cu fragmentare, iarăși un element destul de periculos și pe care trebuie să-l luăm în calcul. Și nu în ultimul rând este vorba despre acele proiectile reactive, cum spunem noi, la hectar, acele urmașe nefericite ale Catiușei, cele care pot pleca 40 odată și care pur și simplu înțeapă terenul atât de des încât practic nimic nu mai rămâne în acea zonă. Cu alte cuvinte, poate să aducă pentru o perioadă de 2, 3, 4 luni muniție. Eu cred că asta cumpără 2, 3, 4 luni. Asta cumpără Putin de la Kim Jong-un. Credeți că e sigură ce a rămas din anul acesta sau nu, cumpără timp.
Cumpără timp. El cumpără timp aici. Da, adică poate să producă, să schimbe pe planul tactic, să aducă muniția lui mai bună în anumite zone unde are nevoie și acolo să ducă această muniție mai slabă. Adică face-o un joc care, cel puțin până în primăvară, îi asigură supraviețuirea și din punct de vedere tehnic pentru producția de muniție. Am regăsit și ipoteza că muniția nord-coreană ar fi de proastă calitate. Da, câte, dar ce am ce spune, nu-l interesează. Poate 25% din muniția aceasta nu funcționează foarte bine. Dar el o va dispune în acele zone ale războiului unde luptele nu sunt foarte intense, degrevează acele zone, aduce muniția bună în zonele unde îi trebuie lui și face ce a făcut, dacă vreți, și cu Wagnerul. Aduce armament, aduce muniții, aduce oameni în sectoarele importante. Iar în partea cealaltă se apără cu chestiile astea aduse din Coreea, care sigur că pot ține frontul nemișcat, acolo unde nu sunt eforturi importante. Vedeți? A gândit o chestiune care, până la urmă, îi dă timp să producă, să facă altceva în spate prin această chestiune. De ce spun? Pentru că el poate să aducă 1 milion de bombe în timp foarte scurt. Lui ar fi trebuit luni de zile să le producă, dar el le aduce în timp foarte scurt. Apoi, s-ar putea ca și în trenul cu care a venit Kim Jong-un să regăsim niște chestiuni din acestea deja aduse. Deci, vedeți, lucrurile se pot desfășura atât de repede încât până la urmă nu că l-ar putea surprinde pe ucrainean. Nu, dar îl poate stopa. Acesta va fi interesul lui Putin. Ca iarna să nu-i prindă pe ucrainieni într-un avans substanțial. Să înghețe acolo unde sunt acum. Lili, în imagini cum a apărut sosirea lui Kim Jong-un la Putin, ieșirea din izolare a ambilor lideri? Nu mai e nimic exotic în ceea ce face Kim Jong-un, în ceea ce face Vladimir Putin de asemenea. Însă, dincolo de componenta militară, descrisă foarte bine aici și de domnul general și de domnul Scutaru, există și o componentă legată de politica internațională, care de asemenea este foarte importantă, pentru că, într-adevăr, comunitatea internațională l-a izolat pe Putin, l-a transformat într-un paria, însă el se vede în continuare un jucător. Să ne amintim că recent președintele Biden a organizat în premieră un summit, Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia. Deci a încercat să-și aducă alături doi parteneri extrem de importanți din regiune. Ce face Putin? Coreea de Nord, alături de Rusia și China, încearcă să construiască cumva această alianță. Sau imaginea acestei alianțe, se întâmplă și concret, pentru că citeam în presa occidentală faptul că a ajuns deja Kim Jong-un în Rusia, e semn că palma s-a bătut, doar trebuie confirmat, parafat acest acord. Deci e clar că ambele părți vor obține ceea ce și-au dorit. Kim Jong-un are nevoie nu doar de tehnologie nucleară să-și ducă până la capăt ambiția de a transforma Coreea de Nord într-o putere nucleară. Mai are nevoie și de ajutor alimentar, pentru că Coreea de Nord este supusă sancțiunilor internaționale, iar situația pentru populația este absolut dramatică. Citeam de asemenea că are nevoie, e interesat să discute cu Putin și despre situația muncitorilor nord-coreeni care sunt în Rusia și care la rândul lor trebuie să trimită valută în țară. Nord-Coreea este supusă de foarte multă vreme sancțiunilor internaționale, este un stat izolat. Prin urmare, este un acord cu, cum să zic, un câștig, un târg avantajos pentru ambele părți, și pentru Rusia și pentru Coreea de Nord, și din păcate dezavantajos pentru comunitatea internațională. Și China, cât de mare este preocuparea, cât de mare ar putea fi sprijinul Chinei? Știm celebra vorbă pe care a aruncat-o drag prieten, ai grijă de tine, drag prieten, dar de atunci nu s-a concretizat sprijinul chinez pentru Putin. Există probabil acum o linie de furnizare de chipuri, semiconductori, tot felul de subansamble pentru echipamente militare, dar evident chinezii joacă la alt nivel, ei sunt într-o competiție globală cu Statele Unite din punct de vedere economic, în primul rând sunt foarte atenți să nu-și pericliteze interesele pe care și le văd la o scară globală. Și vorba aceea dojenitoare la care ați făcut referire, cumva era un îndemn pentru Putin să nu strice lucrurile mai mult decât le-a stricat deja. Ascendentul era evident. China îl avea, Putin era în acest război, nefericit la momentul respectiv, din imagini cel puțin așa părea vorba președintelui chinez. China este un actor care are propriile interese,
o geometrie variabilă, probabil că există un sprijin pentru Federația Rusă, dar nu este total, în niciun caz un cec în alb. Dar aș vrea să revenim puțin la Coreea de Nord. Acest război pare a fi mare consumator de muniție. Un război cantitativ important din perspectiva rusă. Vechea schemă, cum s-a întâmplat și la Groznăi, raderea unor bucăți importante din Ucraina de către artilerie. Probabil, sau cel mai probabil, vrea să transforme Coreea de Nord, după cum a transformat și Iranul, într-un soi de furnizor, de subcontractor. Tehnologia puțin mai avansată de la iranieni care trebuie să livreze drone. Kim Jong-un ar putea să livreze, să lichideze niște depozite de muniție pentru artilerie și, pe de altă parte, să pună fabricile de stat din Coreea de Nord, că nu există proprietate privată acolo, să furnizeze și mai multă muniție în vederea planurilor pentru iarnă pe care Putin, în mod cert, și le face. Există această concepție la ruși că iarna lucrează în favoarea lor de fiecare dată când sunt implicați într-un război. Ce ar trebui să primească nordcoreenii? Orice bob de grâu este binevenit. Grâu, tocmai vorbeam de o producție record în Federația Rusă, orice alte alimente și probabil tot felul de tehnologii i-ar vrea cel mai probabil pentru rachete, dar cred că s-ar mulțumi cu orice, inclusiv cu tehnologie de tip software. Și în domeniul satelitar. Ei vor neapărat să aibă sistemele lor de supraveghere. Vor. Da. Poate, cum ei devin furnizor pentru Federația Rusă, poate intră într-un proiect și Federația Rusă prestează ceva în domeniul satelitar. Nu poți să știi în ce direcție merg lucrurile, dar e clar că Federația Rusă are nevoie de volume foarte mari de muniție. Și mă gândesc mai ales la muniția clasică pe care nordcoreenii o au în depozite din belșug, având în vedere că au tot acumulat-o pentru războiul cu Coreea de Sud. Îmi permiteți o scurtă, foarte interesant ce a spus domnul Turcan. La momentul în care Coreea de Nord începe să-și golească depozitele în timp scurt, se gândește, au, eu ce fac? Și atunci au fost chinezii, cu câteva zile înainte de a pleca Kim Jong-un la Moscova. Probabil că, printre altele, au primit și garanții de securitate în această perioadă critică cu privire la apărarea Coreei de Nord. Cred că am fost înțeles, da? În momentul lichidați în care un pic din depozite, lechidați, da? Că vă asigurăm noi protecția dacă se întâmplă ceva. E un joc foarte interesant în acest moment cu privire la această poziție, pentru că în Coreea de Nord e în continuare război. Și apropo de asta, da, domnule Scutaru, o întrebare ar fi, ce e mai favorabil pentru China? O Rusia victorioasă sau o Rusia înfrântă? Dar până atunci aș vrea să ne ajutați puțin cu amenințarea pe care a lansat-o la atacul asupra unor centrale ucrainene. Despre această amenințare, despre acest pericol, noi am tot vorbit. Faptul că acum vorbește despre asta Vladimir Putin, o și justifică cu așa numită pregătire britanică a unor trupe speciale ucrainene. Unde o încadrați? În propaganda lui Putin sau în planul pe care îl anunță înainte de a deveni realitate? Acum 3 săptămâni circula în presa rusă o informație potrivit căreia din portul Izmail vor pleca comandouri ucrainene antrenate de britanici pentru a lichida lideri africani proruși. Asta era practic o justificare pentru campania de bombardare inclusiv a Izmailului. Deci vă dau un exemplu foarte clar cum această retorică rusească hrănește diverse teorii care să justifice acțiuni următoare ale Rusiei. În Europa și în Statele Unite urmează alegeri. Este foarte ușor să creezi panică în rândul occidentalilor, în rândul românilor, în rândul americanilor, cu acest pericol nuclear. Că se întâmplă la Zaporojie și, într-adevăr, pentru polonezi, slovaci, români, pericolul exploziei la Zaporojie este mult mai mare decât îl simt americani. Americanii sunt înspăimântați sau rușii doresc să îi înspăimânte cu perspectiva rachetelor Satan, armamentelor strategice americane, a unui război nuclear. Deci, Rusia pune o presiune pe statele europene în acest moment, beneficiind de diverse partide iliberale, antioccidentale, de
O doamnă și o șoacă multiplicată în multe țări europene, de un aur care există și în alte părți. Trebuie să vorbim pe șleau, fiindcă la un moment dat discutăm despre anumite fenomene ca și cum nu s-ar întâmpla în România, sau desconsiderând rolul pe care România îl are în acest efort internațional major pentru a opri Rusia și pentru a ajuta Ucraina. Și noi suntem ținta războiului hibrid rusesc, iar aceste declarații ale lui Putin fac parte dintr-o strategie foarte bine pusă la punct de a intimida Occidentul, de a intimida clasa politică occidentală și a diminua ajutorul pentru Ucraina. Oricât de curajoși ar fi ucrainenii, dacă nu vor primi la timp muniția necesară, armamentul necesar, ajutorul financiar necesar, nu vor putea rezista. Iar Putin are, să spunem, această abilitate folosit în 20 de ani, de a dezvolta un, să spunem, relații cu diverse partide, cu diversi politicieni care au fost corupți, care sunt, au fost pe statele de plată unor concerne rusești, astfel încât să poată să influențeze anumite decizii. Deci acesta, din punctul meu de vedere, este explicația acestor declarații, care nu sunt nici primele, nu vor fi nici ultime și o să vedeți că se vor intensifica pe măsură ce alegerile dintr-un stat la, sau altul se vor apropia. Și vă întrebam, care ar fi scenariul favorabil Chinei pentru planurile sale? O Rusie înfrântă, o Rusie victorioasă? China ajută Rusia, să spunem, în două modalități. Prin canale ilicite de tehnologie, de chipuri, microchipuri care folosesc rachetelor rusești și de cumpărând masiv energie din Rusia, substituind banii europenilor. Relațiile comerciale au crescut cu 34%, ajungând la 170 de miliarde de dolari schimburile comerciale între cele două state. China și India, cumpărând masiv petrol și gaz din Rusia, ajută de fapt militar mașina de război a Rusiei să supraviețuiască. Cred, din punctul meu de vedere, o victorie a Rusiei ar însemna o palmă pentru Occident. Fiindcă vă dați seama, Rusia, din punct de vedere economic, are PIB-ul cât Italia. Asta ar însemna că tot NATO la un loc, toată Uniunea Europeană, Japonia, Australia, au fost înfrânte, de fapt, de Federația Rusă. Deci, gândiți-vă că, practic, discutăm de două sisteme. Un sistem autoritar, reprezentat de Iran, de Coreea de Nord, de China, de Rusia, și o lume democratică. Și între există acea masă mai mult sau mai puțin mută, care stă și așteaptă să vadă în ce parte să vorbim de sudul global, cum este caracterizat în momentul de față. Deci, din punctul meu de vedere, China s-ar bucura mai mult dacă ar vedea o Rusie câștigătoare, fiindcă asta ar pune sub semnul întrebării leadership-ul american și ar crea probleme. Deci, state precum Iranul și Coreea de Nord, dintr-o dată și-ar vedea mult încurajate în acțiunile lor disturbatoare. Și un element, discutam de Coreea de Nord. Gândiți-vă ce relație are Iranul cu organizațiile teroriste. Ce ar însemna accesul Iranului la anumite capabilități și capacități tehnologice. Nu avem nicio garanție că după aceea Iranul nu o să le transfere spre diverse organizații teroriste și există preocupări în Israel, de exemplu, pentru aceste lucruri, astfel încât Rusia, prin intermediul Israelului, să nu creeze și mai mult haos și disturbări la nivelul lumii occidentale. Trebuie să înțelege că, din punctul Rusiei, ea se află în război cu NATO și cu statele care sprijină Ucraina și astfel vor încerca, prin mijloace hibride, prin proxy, să creeze cât mai multe probleme pentru a diminua ajutorul, pentru a crea haos și astfel, în final, să reușească să câștige partidul. Mulțumesc, domnule Scutaru, că ați fost alături de noi. Doar o lămurire. Începeam această parte a emisiunii cu întrebarea cât de solidă este această frăție nucleară ruso-nordcoreană. Cum o vedeți, domnule general? Nu cred că este extrem de serioasă și de puternică în acest moment. Pentru că Rusia este destul de agățată în tot ceea ce înseamnă supraviețuirea ei în acest moment. Uh-huh. Și ca să încerce cumva să transfere așa foarte repede și pe bani puțin, cum se spune, toată tehnologia aceasta nucleară Coreei de Nord, nu cred că o va face în acest moment. Coreea de Nord mai are foarte mult de muncit, are mult de livrat, de prestat, ca să prindă o picătură de energie nucleară din partea Rusiei. Cel puțin din perspectiva asta lucrurile sunt ceva mai calme? Da, sunt mai calme, sigur. Mai ales că tehnologia rusă n-ar trebui să ajungă foarte repede și foarte ușor în China.
Să nu uităm că au fost discuții grele și chiar unii ruși care au mai scăpat unele informații tehnice cu privire la sisteme din acestea foarte delicate, au cam avut de suferit. Deci nu se pune o problemă imediat. Pe final de ediție vreau să vă aduc puțin în plan intern. Lili, domnule Turcan, bloc democratic PNL-PSD în 2024 cu posibilitatea unor candidați comuni, cu posibilitatea unui singur candidat la alegerile prezidențiale, bănuim că e vorba de Marcel Ciolacu și probabil Nicolae Ciucă premier. Pentru că interpretarea mai multor decidenți de pe scena politică a fost că această construcție nu este doar pentru a îndepărta AUR din succesul pe care pare să-l aibă în 2024 la alegeri, sau de acest succes, ci și pentru a-și asigura Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă funcțiile. Și vreau analiza dumneavoastră pe acest subiect. Lili, cum vezi? Blocul democratic este un nume foarte bun. Dacă ai ceva de spus cetățeanului, atunci în România... Există democrație. Exact. Stat european, stat membru NATO, îi spui noi suntem blocul democratic și atunci voturile vor curge din toate părțile. Eu cred că nu, lucrurile nu stau chiar așa în acest moment. Da, există varianta aceasta unei candidaturi pe liste comune, dar cred că mai e foarte mult până la momentul în care se va ajunge în punctul acela. Și interesul în acest moment, din informațiile pe care le am, vine mai degrabă din partea PNL. Liberalii ar dori o alianță comună, o alianță și la locale și la parlamentare, care să le asigure, practic, rămânerea la guvernare și după 2024. Dar o alianță care să le asigure și premierul? O alianță implicit în care să fie forțat să susțină un președinte PSD? Problema se poate pune și invers. Dacă candidatul este de la PNL și PSD-iștii vor fi în aceeași situație. PNL nu poate ridica de unul singur pretenția că poate da președintele României. Partidul nu mai e în situația de la ultimele alegeri. Prin urmare, liberalii au nevoie de vehiculul important care este PSD. Însă, mi se pare chiar prematur să vorbim despre o candidatură comună în acest moment. Cele două partide, în special Partidul Social Democrat, își face calcule cum ar putea să-și maximizeze puterea de unul singur, pentru că e normal să fie așa, orice fel de partid vrea să domine scena politică. Nu știu în ce măsură PNL nu va fi o piatră de moară de gâtul Partidului Social Democrat, pentru că PSD-iștii au adoptat o strategie foarte deșteaptă. Atunci când se întâmplă lucruri bune, li se datorează lor. Când lucrurile sunt proaste, efectele sunt din cauza guvernării proaste a Partidului Național Liberal. De asta mi se pare că în momentul acesta PNL este ceea ce se cheamă junior partner, partenerul mai puțin important din această alianță. Există aceste negocieri, într-adevăr, dar decizia e încă departe. Curentul acesta extremist al partidelor extremiste există în Europa? Se discută despre variante, soluții, măsuri pentru a lupta împotriva lui? Să fie varianta aceasta unui partid unic, îți vine să-i spui, că nu alianță, între PSD și PNL, care să ia tot ce înseamnă alegeri în 2024, dar sub pretextul acesta că te lupți cu un partid extremist, ajungi să duci în derizoriu democrația. Acum, cum vedeți? De obicei, împotriva extremismului, în mod tradițional, luptă partidele de dreapta. Dacă tu ești Partidul Național Liberal și spui sunt într-o alianță cu PSD-ul, ordinea o să fie cealaltă, PSD plus PNL. Și atunci cedezi acest ascendent al luptei, al conducerii luptei cu extremismul, între ghilimele, celor de la PSD. Vrei să faci așa ceva? E ca și cum cedezi o resursă de încredere sau o resursă strategică de mare valoare, o cedezi celuilalt. Ok, tu ești tu PSD de astăzi, conduci lupta împotriva extremismului. E în interesul PNL să facă așa ceva? Aș vrea să mai aduc în discuție câteva, să-i spunem, legi ale realității politice din România. Una dintre ele, nu aduce anul, ce aduce ceasul. Și am tot văzut repetându-se această schemă. S-ar putea să fie cam devreme, apropo de cine pune președintele și conform căror înțelegeri. 2. 1 plus 1 în politică niciodată nu o să dea 2, că suntem în științe sociale, nu suntem în matematică și de obicei dă 1,80, 1,50, niciodată 2.
în niciun caz unul cu unul nu să dea 2,5, cum își fac unii și alții iluzii. Aranjamentul Ciolacu-președinte, Ciucă prim-ministru, în acest moment nu cred că îl poți vinde. Pentru că cei de la PNL știu că au dat un președinte, dreapta știe că a dat un președinte nefiind principalul partid din România, fiind pe locul 2 după PSD. Am mai văzut și schema asta. Te mai poți întreba, poți să intri într-o asemenea luptă, să spui ceva sigur Ciolacu și ceva nesigur pentru Ciucă? Sau pentru PNL. Să nu luăm cine, numele lui Nicolae Ciucă. Să luăm cine altă experiență ipoteză. S-ar băga în așa ceva? Dar, revin, evident că acolo există dorința de a merge împreună. Cu dar unde, iartă-mi? La PNL sau la PSD? La PNL. Există. Nu, PSD? Există și la unii oameni în PSD. Mai vin cu o nuanță. Nu cred că dorința de la PNL este una majoritară în acest moment. Câtă vreme nu ai o analiză, nu știu, aceasta este analiza făcută cu 3 sondaje, le-am încrucișat, am văzut despre ce este vorba și am și sondat partidul înainte. Nu cred că poate cineva să zică este un lucru ca și rezolvat. Informația apare în presă. Libertatea, jurnaliștii de la Libertate au scris de această denumire bloc democratic. Sunt întrebați apoi liderii, confirmă într-o oarecare măsură discuția, deși infirmă faptul că ar fi o discuție într-un cerc restrâns. Și se fac foarte multe comparații între AUR și Partidul România Mare, de pe vremea lui Corneliu Vadim Tudor, ori această comparație nu rezistă din mult mai multe puncte de vedere. E o soluție împotriva AUR? Să o luăm așa, că nu e o primă ipoteză. Să fim serioși, nu este o soluție împotriva AUR. Bineînțeles că nu este un slogan și o idee pe care pot vinde foarte ușor cele două partide în campanie. Votați-ne cui? Pe noi, oamenilor care votează sau membrilor de partid? Nu, că cetățenilor, că nu, membrii de partid știu foarte clar cum stau lucrurile, știu mai bine chiar decât liderii cum stau lucrurile în teritoriu. Dar gândiți-vă că la nivel de opinie publică și de electorat este foarte ușor să vinzi această imagine. Dacă nu venim noi, vine Simion. Și atunci noi nu mai vorbim despre ce a făcut concret actuala guvernare în campania electorală, despre ce se întâmplă în economie, despre reforma statului pe care au promis-o, despre ce se întâmplă în sistemul bugetar, în mediul privat și așa mai, despre reforma fiscală. Nu, vom vorbi toată campania despre cât de periculos și este periculos Partidul AUR. Este o temă facilă și este o temă pe care liderii celor două partide cred că o pot vinde mult mai ușor alegătorilor. Vă ridic o întrebare. Dacă mâine George Simion apare la Tel Aviv sau la Ierusalim, dând mâna cu un alt oficial israelian, poi mâine apare la Bruxelles dând mâna cu un alt oficial european și peste o săptămână este la Washington dând mâna cu un candidat în alegerile prezidențiale din America, mai este izolat? Bun, e mult mai greu să ne imaginăm să ne imaginăm asta la Bruxelles sau la Washington. Mai este izolat? E o întrebare la care trebuie să răspundă. De aceea spun. De Marcel aceea spun, Ciolacu, nici nu PSD, de Marcel spun, Ciolacu și Nicolae Ciucă. Că astăzi AUR în România nu este pe de-a întregul înțeles dintr-o anumită perspectivă. El acumulează votul antisistem și pentru că, inclusiv în speța de astăzi, autoritățile statului și partidele mainstream principale din România nu mai vorbesc cu electoratul. Adică ce spuneți? Că argumentele acestea ar pica la câteva luni înainte, ar putea pica foarte ușor la câteva luni înainte de alegeri. Alegerilor dintre Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor și s-ar putea ca în fața realității politice de la anul să nu fie fezabilă această comparație. Mulți își fac analizele, inclusiv apropo de acest bloc, pe ideea că aproape sigur ne convine această opoziție, că ne iese să-l comparăm pe AUR din 2024 cu Corneliu Vadim Tudor din 2000 sau cu PRM-ul. S-ar putea să nu țină. Ai o premiză care s-ar putea să nu reziste testului de la anul. Ce nu înțeleg este de ce nu vin cele două partide să ne spună asumat și cinstit
Ne-am gândit, în ipoteza în care vor ajunge acolo, ne-am gândit că e cel mai bine pentru România să guvernăm împreună, au și spus-o de altfel atunci când s-a format alianța, să guvernăm împreună, pentru că, iată, putem face X, Y, Z, o vă duce mai bine oameni buni. De ce să folosești această sperietoare, care e, repet, e un fenomen de speriat, ceea ce presupuneau, când știi foarte clar că nu asta îți dorești, tu nu candidezi, tu nu vrei să câștigi alegerile ca nu cumva România să cadă în acest trend populist, extremist, xenofob. Imaginile pe care Valeriu le-a descris mai devreme, un George Simion la Washington sau la Bruxelles, frecventabil, în opinia mea, nu vor putea fi puse în practică până la alegerile viitoare. Dar o realitate rămâne. Aur a făcut ceea ce n-au făcut partidele tradiționale în toată această perioadă. În speță, au ajuns în locuri izolate, absolut izolate, în care n-a călcat picior de politician și a stat de vorba foarte multă vreme. Față în față. Și oamenii aceia s-au simțit oamenii, în sfârșit băgați în seamă. Mulți personal pe George Simion sau pe unii membrii Aur. Sunt câteva semne de întrebare, dar înainte, domnule general, ați vota o alianță PNL-PSD? Hai să mergem de la un exemplu simplu. Adică, indiferent ce alegeri vor fi, noi vom ști că avem aceeași guvernare. Pentru stabilitate, așa ni se spune, deși numai de stabilitate n-am avut parte de la începutul anului, sunt mai multe crize prin care am trecut și astăzi, când vorbim, putem număra. Bun, eu aș vota o astfel de alianță în anumite condiții, destul de clare cumva, care sunt pozițiile celor două părți din această coaliție. Dar mă întreb, în urma unui sondaj național, oare ce spun românii? România se îndreaptă către o direcție corectă sau greșită? Pentru că într-o alianță PNL-PSD, acest răspuns contează. Pentru că răspunsul vine din urma celor 4 ani. Și dacă oamenii din România spun că România nu se duce pe o direcție corectă, atunci mă tem că Aur va avea un cu totul alt cuvânt de spus. Mai vin cu o întrebare, permiteți? A zile groaze au vreo treabă cu Aur? Infracționalitatea din poliție și accidentele comise au avut vreo legătură cu Aur? Consumul de droguri are vreo legătură cu Aur? Speța de la, din Tulcea de astăzi are vreo legătură cu Aur? Suprataxarea mediului de afaceri sunt multe. Peste noapte. Și acestea toate multe. Influențează criza exact din poliție. Accidentul de la 2 mai a avut loc pentru că polițiștii l-au lăsat pe copilul ăla drogat să plece înapoi pe stradă. Deși între oamenii timp au am văzut așa, subofițer arestat pentru consum de droguri la Caracal, fost șef de la crimă organizată din București cu droguri, cu medicamente în sânge și alcool și polițist de la Brașov, traficant, dealer de droguri. Și ce să înțelegem? Că sunt rupt de realitate? Sunt mai focusați pe niște calcule electorale fără să țină cont de realitatea României? Nu este un parcurs logic să spui în felul următor. Voi înlocui toate temele care nu-mi convin, dar care reprezintă teme relevante și importante pentru opinia publică și voi pompa foarte mult într-un pericol mai mare sau mai mic în speranța că voi construi în România o polarizare atât de mare, noi versus Aur, încât lumea va uita de toate celelalte probleme. Sigur. Nu este rațional să pleci de la o asemenea premiză. Nu este rațional și... Politic și social și economic, pentru că lucrurile astea cetățenii le vor resimți. Nu ai cum să-i chem la vot doar ca să voteze împotriva lui Simion. Nu, trebuie să le arăți că există o perspectivă bună pentru ei. Asta și mie mi se pare, exact cum spune Valeriu, ilogic să mergi strict pe această temă de campanie pericolul Aur. Nu. Prin vicepreședinții PNL, că am plecat și de la scenariul ăsta în care ar fi favorabil scenariul mai degrabă Partidului Național Liberal, astăzi nu s-au exprimat. I-am întrebat. Am încercat să dăm de ei. Deadline-ul ar fi în octombrie, atenție. Atunci s-ar decide coaliția dacă merge împreună. Sunt temele pe care le discută. 1. Avem alianțe în comun. 2. Decidem și un candidat unic la prezidențiale. Ori, tocmai în PNL se vorbește foarte mult de un președinte PNL. Nu știu cine vorbește de Partidul Național Liberal. Nu știu cine vorbește de președintele PNL. Și... O dorință mare a lor. Pe ce bază? Aici e o întrebare. Există o doamnă dar cu acolo aceste... care ne-a zis că e pregătit unul din la deși. Da, e domnul Nicolae Ciucă, da. Sigur că da. E o doamnă care ne-a spus. Este, da. E pregătit, no, ideea e să fie și vot. De pregătit e vot, e pregătit să fie la Nicolae Ciucă și mult prea devreme. Hai să ne mai uităm puțin și la secvența care urmează.
vin alegeri europarlamentare, locale, teoretic disociate până în acest moment, parlamentare cu prezidențiale. Primul test, alegerile pentru Parlamentul European. În alegerile pentru Parlamentul European se dă, dacă vreți, semnalul pentru tot anul politic 2024. Și este un test pentru președinții de partid. De aceea, socoteala, noi putem să o facem ipotetic, dar să nu imaginăm că în România unele partide n-or să vrea să-și tragă la răspundere președinții în funcție de scorul respectiv. Se va întâmpla cu siguranță la PNL. Să nu ne ferim de cuvinte. Opozanții lui Nicolae Ciucă Dar la europarlamentare, da. Cer până la finalul anului un plan concret de la Nicolae Ciucă. Ce are de gând să facă în ceea ce privește alianța cu PSD și, desigur, alternativa unei alianțe de dreapta cu USR și PMP? Și, doi, așteaptă scorul la europarlamentare. Norocul, ca să spun așa, lui Nicolae Ciucă este că alegerile europarlamentare vor fi foarte aproape de cele locale, astfel încât partidul nu își va permite să dea jos președintele și să intre într-o campanie internă. Însă cred că situația la nivelul Partidului Național Liberal acolo, unde există un curent destul de semnificativ de contestare a lui Nicolae Ciucă, va fi tranșată până la sfârșitul acestui an. Dar în privința candidatului la prezidențiare al PSD-ului, ne-am lămurit cu acest scenariu, cu aceste negocieri, că ar fi Ciolacu dintr-o dată. Ok, știam că președintele PSD e cel care candidează la prezidențiale, dar nu eram sigur că își dorește Marcel Ciolacu această candidatură. Nu și care cred că va avea încotro, adică un partid de genul Partidului Social Democrat, care după atâția ani ar avea o șansă mai mare să aducă din nou președintele, să dea din nou președintele Marcel Ciolacu și să nu vrea, va fi nevoit să candideze. E greu de crezut un scenariu, de imaginat un scenariu deci în care nu PSD... mai susține pe Mircea Geoană Partidul Social Democrat, ori alte nume pe care să le caute. Nu știm în acest moment. Dacă Mircea Geoană strânge în jurul său o platformă puternică, niciun candidat de la PSD nu va câștiga. Adică lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum ne imaginăm. Nu știu dacă oameni importanți din Partidul Național Liberal, ca Emil Boc, domnul Bolojan de la Bihor, sunt atât de obișnuiți cu ideea că dreapta trebuie să cedeze funcția de președinte celor de la PSD. De ce ar trebui să fie jocul ăsta realizat deja? PSD-ul a eșuat de 20 de ani. Poate că s-a obișnuit să nu dețină funcția de președinte al României. Fac o întrebare. Suntem la final de vară. Și concluzia, pentru că ne apropiem de final. Suntem la final de vară, ne vedem cu părerea. Nu suntem oameni cu responsabilități. Oamenii cu responsabilități simt și presiunea primarilor și presiunea votanților din teritoriu. Orice socoteală făcută fără niște studii solide în spate e o socoteală de birt. Noi am încercat să ducem discuția spre o zonă mai concretă, dar decizia este la ei. Înțeleg că e prea devreme, mult prea devreme, cărțile încă n-au, zarurile n-au fost aruncate. Am ridicat niște probleme. Urmărim cu siguranță aceste negocieri. Mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție specială. Am ajuns la final. Știrile continuă pe Digi24 de la Fix. Vă revedeți cu Oana Zanfir. Noapte liniștită!